Paula Hriscu revine în studioul Între Prieteni cu cea mai recentă piesa sa, Poruncit-o Bădița, iar în videoclipul ei o vom putea vedea chiar cosind. Eu o să vedeți, este o ipostază inedită și de-abia aștept să ne povestească mai multe despre asta. Bine te-am găsit, Paula! Bine te-am găsit și eu, mi-a fost doar să vin la voi, de când n-am mai fost, nici nu știu. Că sunt, au trecut atâtea lucruri peste noi, a trecut o vară peste noi, deci lucrurile se întâmplă cu rapiditate. Da, da. Așa că de fiecare dată mă bucur când vii aici cu energia ta bună și cu toate lucrurile frumoase pe care le faci și de-abia aștept să-mi povestești. Da, pe de la asta mi-o energie. Asta. Da, de la toate lucrurile pe care le fac, da. Hai de am venit cu piesă nouă, da. Piesă nouă, Poruncit-o Bădița. Și o să vă povestesc în primul rând despre locație. Este un loc de vis unde vi-l recomand. Adică puteți să mergeți, să petreceți un weekend așa să autentic și frumos, da, da? Și la aer curat. Se numește Casa Glod, se află în județul Alba. Iar gazdele, familia Mușat, s-au ocupat și mi-au oferit tot ce am avut o nevoie la dispoziție. Am și mâncat bine acolo, m-am simțit minunat. Este un loc cumva unde mă regăsesc, că seamănă foarte, foarte bine cu locurile în care ai copilărit tu. Da, da? Da, ce da, frumos! Da, uite, da. Vedem aici Odita mai... Aici sunt alte imagini. Nu, e altceva. Aici am fost la un eveniment, da. Fiii Satului, a fost a treia ediție, așa. În comuna Mogoș, Mogoș, județul Alba, tot bun. Județul Alba. Și acolo încă se respectă tradițiile și obiceiurile, iar dată pe an se și practică cositul. După ce cosești, te hrănești, da, așa, cu mâncare sănătoasă, cum era pe vremuri, da, cu pită, cu slană, cu brânză. Nu mai spunem, că ni se face poftă la ora asta. Iar eu am avut, așa? Eu pot să spun că am avut onoarea și prilejul, înainte de a cânta, că eu am și cântat acolo, să mă lase să cosesc și eu. Dar ți era dor? Foarte dor. Dar cum, ia spune-mi, cum este? Uite, eu sunt fată de oraș, ca să zic așa, născută, crescută în București. Eu, dai seama, n-am pus în viața mea mâna pe o coasă, deci nu știu cum se face. Da. Povestește-mi cum este. Uite. Eu am fost educată, am și copilărit așa. La un moment dat, pe la vârsta de vreo 10 ani, cam așa, am fost nevoită de data aia să știu să cosesc, pentru că bunica mea deja era bolnavă, iar eu a trebuit să cosesc în așa fel încât să putem hrăni o văcuță și un vițel pe timp de iarnă. Wow. Deci a fost ceva de coasă. A fost intens, ca să zic așa, da? Deci n-a fost așa. Tehnica, sigur că am învățat-o de la bunica. După ce am început eu să pricep așa, pe la 6, 7, 8 ani, tot o vedeam. Ea cosea. O vedeai și o ți-a arătat, probabil. Da, și mi-a arătat, da? Și am și furat și am așa. Furat meseria, da. Și mi-a și arătat. Știu, s-o și ascut. Așa, da. S-o și bat. S-o și bați, să bați coasa. Ce înseamnă să bați coasa? Și l-am propriu și l-am figurat. Așa. Da. Da. Și mie mi se pare ceva foarte simplu. Adică mi se pare simplu. Dar e o tehnică anume, știu că nu e chiar așa, nu? Da, după ce te înveți, bine, la început, sigur că... Să spară greu, nu? E foarte greu și ai nevoie de un pic de forță și de îndemânare. Tot este de îndemânare. Dar mie îmi și place tare mult și aici la Mogoș am avut... Te relaxează, nu? Mă relaxează, da. Activitate relaxantă. Și retrăiesc cumva. Chiar dacă în copilărie mi-a fost grea acea perioadă, că nu era tocmai ușor la vârsta aia așa fragedă, să mă trezeam de dimineață la ora 6, căci. Deci nu te apuci tu să cosești așa când, păi da. Când ai tu chef pe la, nu știu, 11? Păi nu, că nu mai e bună iarba de cosât. Trebuie să fie proaspătă. Trebuie să fie un pic udă. Jilavă. Da. Am înțeles, cu roa aia pe ea, nu? Da, atunci merge coasa, Doamne. Aha. Să tot cosești, deci, da. Și pe urmă nu mai gata, că e cald, e prea cald. Gata, nu mai. Usucă, nu mai bun. Practic, pe la ora 13-14, cam așa, întorci fânul să se usuce și pe partea și pe cealaltă și poate spre seară, dacă vremea e bună, da. O să o faci căpiță sau... Da, îl aduni, da. Noi spuneam claie, acea grămadă claie, mare. Da, da. De paie, da. Da. Am înțeles, da. Uite, domnule, că sunt tehnici și cred că e plăcut, de exemplu, să simți mirosul acela al ierbii, mirosul, nu? Mirosul. Da. Și mâncarea, de exemplu, este altfel după ce cosești un pic. Ai, intră dar mai și înainte, acolo, și înainte. Da. De coasă să mănânci. Păi da. Da, trebuie să mănânci. Ai forță, da? Bineînțeles, clar. Ce frumos. Clar. Te amintiri clar. Frumoase. Dar povestește, uite, despre piesa ta cea nouă, apropo. Cum s-a piesa născut, mea cea nouă, da. I-am dat așa o notă veselă, chiar dacă versurile nu sunt tocmai vesele. Că aici e vorba despre acea dragoste care nu se împlinește, după cum tu ai așteptările. Nu contează, fie vorba despre el sau ea. Că poate ai o relație,
și... Și ai așteptările, da. Nu? Gata, mă ia. Exact, acum. Da. Uh-huh. Și el sau ea vine și te anunță. Eu am plecat. Așteaptă tot, da. Și ce vreau să spun prin presa asta, cumva, deși este cam imposibil că nu poți să nu suferi, nu? Când ești părăsit, sigur că suferi și pui la suflet și te gândești că nu mai există altul și acolo se sfârșește tot. Să nu mai suferim așa, că nu e chiar așa. Ai, că nu se că alesul și sortitul este acolo și vine. Și te așteaptă. Da, clar. Să ți-l scoată Dumnezeu în cale când va fi... Timpul, când e timpul, nu? Și momentul. Dar asta nu înseamnă că din relațiile anterioare nu poți să înveți câte ceva. Normal. Practic poți să înveți. Nu? Da. Frumos de evoluție personală. Da, exact. Și asta aici eu am încercat să aduc o notă veselă și dacă sunt soare, să sunt soare sănătos. Aici tu ești nervoasă, tu... Da, păi el mă anunță că el sunt soară. Și acum el mă anunță că sunt soară printr-o carte care mi-o lasă în ușă. Nici măcar n-a avut curaj, da, să spună față în față. Da, și acum... Acum știi cum e, prin SMS în unele cazuri, da? Sau acum, îți dă cu sin, știi? Îți dă cu sin și tu aici înțelegi ce vrei. Da, exact, 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 da. Așa. Și atunci m-am enervat și am scris înapoi, că mi s-a rupt și creionul în timp ce scriam. De furie, și da. L-am ascuțit cu cuțitul, că așa se și făcea la țară, dacă vei de unde. Cu lama, nu cu... De exemplu, bunica mea, că apropo de cuțit, ea, să mă iertați, poate nu este un lucru care ar trebui povestit sau poate prea intim, ea își tăia unghiile săraca cu cuțitul. Ei, Dumnezeule, dar cum? Da, bine, așa, pac, și le decupa, da? Efectiv, dar wow. Nu avea ea unghieră și de-aia. Uite, ca să vezi. Nu, no, da. Cu brișca. Da, cu brișca. Cu brișca. Cum e viața la, da, țară, simplă, dar e frumoasă, să știi, are un, da, farmec aparte. Da, e frumos. Așa este. Mai povestește-mi dacă s-au mai întâmplat niște lucruri, că de obicei se întâmplă niște lucruri pe la tine, la filmări, la videoclipuri. Toate lucrurile au... Ba mor de frig, ba stai la minus 15 grade în ie și... Da, ai dreptate, eu am și uitat. Da, de data asta a fost vremea foarte frumoasă și lucrurile au mers ca pe roate. Da. A existat o chimie frumoasă și între mine și videograf. Bineînțeles că videograful, Andrei Vrășmaș, el a ales locația. Eu știam de Casa Glod, dar n-am fost niciodată în acele locuri. Și am zis, bine, merg pe mâna ta. Pe mâna ta. Da. Și când am ajuns, am fost fascinată. Dora, personajul care este cu furca în spate, da, că ea vine de la fân. Tu cu coasa, ea cu furca, da. Da. Și ne întâlnim să bârfim despre faptul că badea meu se însoară și eu nici măcar nu știu. Nu știam, dar nu știam și eu totuși, da. Este o femeie excepțională și mă bucur tare mult că a acceptat să joace în videoclip. Și băiatul dânsei, Alexandru, care duce rochea de mireasă a celei care rivale, înfură ales. Rivalei, da. Mm-hmm. Da, rivalei. Rivala, ia arăt, da, eu ei. Ca și în poveste. O să vadă el ce a pierdut, știi, da, cum se zice, nu? Da. Da. Vreau să știu dacă și acest videoclip a devenit viral, așa cum, bineînțeles, se întâmplă la fiecare lansare a ta. Lansezi un videoclip și uite așa îi se duce vestea. A devenit foarte plăcut, foarte viral. Eu, înainte să lansez videoclipul, am mai și cântat această piesă până să fac videoclipul, când am mers în concerte. Și o puneam așa sub formă de test, că da, și întrebam, da, da, publicul, să vedem, trece, simte, sau, da, nu trece mai departe, da, mai îi fac videoclip sau nu. Da. A fost bine primită de la bun început, că e veselă și le place tare mult și mai ales acea intervenție, hop și așa, hop și așa, hop, da, 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 da. Acolo le-a plăcut tare mult. Da. Am avut o perioadă frumoasă, toată vara asta a fost frumoasă și este în continuare. Nu s-a terminat încă. Nu s-a terminat și mai am proiecte și am făcut, atâta pot să vă spun, că am mai compus un cântec religios puțin mai aparte și e chiar de aici din sufletul meu și abia aștept să-i fac videoclip. Ea e aproape gata, da, dar mai am un pic de lucru la ea și să filmez videoclipul și sigur că mă urmează și alte proiecte. Sigur, nu am avut vacanță. În ianuarie, știi cum e, mai că mai puțin de tras până la finalul anului, da, câte luni mai sunt acum, 3 luni, da, jumate. Dar ce toată vacanța? Dar ce acum? Lasă să mai și muncim, vorba aia, nu, da, Paula? Dar mie-mi place, încă nu simt oboseala deloc și mi-am dat seama că eu mâncar foarte mult cu energie de la oameni și mai ales când este atmosfera și la concert se întâmplă așa de multe lucruri și... Cred. Vai, foarte frumos, tot este frumos. Așa, ești minunată, Paula. Mulțumesc. Mulțumesc tare mult că cu ai drag venit și bineînțeles știi că te așteptăm de fiecare dată cu brațele deschise, da? Să povestim despre toate lucrurile astea frumoase. Mă simt tare din ala voi ca de fiecare dată voi știți asta. Deja. Și tu ești în inima noastră și ne gândim la tine. Să și știi. Publicul să... Nu știu unde să mă uit. Aici, la unul. La unul. Publicul să... să mă urmărească în continuare pe toate rețelele de socializare, Facebook, Instagram, like, TikTok, share, ador. Nu, în, da,
da, din asta, da? Da, exact. Așa, și pe canalul meu de YouTube, Paula Hriscu. Așa să fie. Îți mulțumim tare mult, Paula. Mulțumesc. Vă mulțumesc, dragilor, că stați alături de noi. Bineînțeles că o să vă las în companiei Paula Hriscu să dansați și voi pe piesa aici nouă, da? Poruncită Bădița. Iar eu vă aștept mâine. Suntem tot aici de la ora 13 până la ora 15. Mulțumesc, DI Fashion, pentru vestimentație. Acum, hai la joc și nu uitați să zâmbiți!